din nou la Stupine, dragilor, și iată, sunt înconjurat de căței de aici la Stupine. Iată, unul din ei, fiul, o pupă pe mamă, da, vedeți, și îl roagă să încerce să deparaziteze. Au purci, probabil, foarte mulți și zici, mamă, te rog frumos, hai, mamă, hai, te rog, te rog. Uitați cum o pupă și o roagă insistent să facă acest lucru. Dar ea și e obosită și mai ales că trece printr-un moment mai greu, pentru că din cei 6 câți a avut, urmați doar 2. Cât s-a străduit ea să învețe, să fie atenți, să nu cumva să iasă în stradă, să se întâmple necazuri, că uite, mașinile circulă pe aici. Ea, fiindcă a pățit-o, la un moment dat, în urma unei lovituri primite la o mașină, s-a tărat cu ambele picioare din spate, așa. Nici n-am crezut că își mai revine, dar a învățat lecția, știe foarte bine ce trebuie să facă, nu mai greșește de aici încolo. Rex, la fel, cunoaște toată lecția asta, foarte bine. Nu se iese în stradă, iar dacă iese, s-asigură, asta e sigur. La fel și negruț, o pățit-o și el. Ăștia tineri, bieții de ei, neștiind exact ce și cum, iată că sunt victime. Ăsta de aici, o fetiță, a fost lovită la piciorul din față, acum Ana, tu îi știi foarte bine că aici, când ai ajuns, te-ai jucat cu căței, tu ești foarte curajoasă, n-ai deloc teamă de așa ceva. Piciorul din față a fost rupt. Acum văd că îl mai pune și capătă în continuare, dar s-ar putea să-și poate reveni. Bun, însă cățelușa mama a pregătit a doua serie de puișori, o ia de la capăt, asta e viața, mergem înainte. Noi ne aflăm la Stupină cu gândul de a face o lecție de matematică. Să iau eu pe piedul. Deci, în urma discuției purtată aseară cu Ana, am înțeles că trebuie să insist, să destructurez lecțiile, apoi mesajele care le-am primit de la, chiar și din America, de la niște prieteni de-ai lor, îmi spun că proiectul meu merită, este o idee interesantă. Acum, în clasa 0, clasa, nu? Asta, clasa 1 pentru ei, dacă lucrurile sunt așezate cum trebuie, dacă învățăm pe copii să gândească, dacă reușim să fugim de stilul mecanicist, atunci e o șansă pentru copii. Dar altfel, toate lucrurile sunt cât se poate de prost gândite și în felul ăsta copiii nu au decât șansa unei memorări. Până la urmă, 3 cu 4 fac 7, reușește, nu, în mintea lui să așeze lucrul ăsta, că 3 cu 4 fac 7, când greșesc, păi, bă, deci cum să spui tu așa ceva, mă, n-ai voie? Adică eu n-ai voie, pentru că nu s-a făcut treaba cum trebuie la început, da, și 3 cu 4 fac 6 și 7 și 8 și 7, deci la întâmplare. Și suficient odată să greșească. Iar cât privește partea asta de după adunarea până în 10, când depășim în partea cealaltă, se complică foarte tare, că nu se știe partea asta de aici. Așadar, deci suntem din nou la Stupină. Ia să vedem, să scoatem din zoom atât cât s-a pus, să păstrăm cât e nevoie și să insistăm pe lucrul care mi l-am propus, anume să facem, bineînțeles, iată tot povestea cifrelor, lecția a 6-a. Acum să ne ducem spre lecția a 7-a. Deci să facem bine înțeles conținutul cifrelor respective. Deci când spunem cifra 2, deci 2,
trebuie să fie în mintea lor foarte bine așezată ideea că e vorba de două obiecte. Și ce vreau să vă spun, fiindcă povestea a început a cifrelor cu cei 10 ciobani care aveau oițele și vreau să le numere, da? Primii lecții acolo, ei fiind 10, legătura am făcut-o cu cele 10 degete, da? 5 și 5, 5 la 1, 5 la 1. Și primul lucru pe care îl avem, fiindcă avem după noi această posibilitate de a materializa scurt cifrele, spunem, arată-mi două degețele. Deci două, nu 1, 2. Nu așa. Deodată, 2. Arată-mi 4 degete. 4. Da? 4 degete. Deci el deodată trebuie să gândească așa. 5 sunt la o mână, deci clar 5, și cum 4 e mai mic cu o unitate, atunci 1 s-a retras, da? Și 4 sunt. Deci când îi cerem să arate 4, să nu stea pe gânduri. Să arate 4 degețele deodată. Arată-mi 3 degețele. 3. Sau la mâna asta, n-are importanță la care, dar trebuie să-mi indice 3. Foarte simplu. Deci reprezentantul cifrei, prin număr de obiecte, trebuie repede materializat. Deci în capul lui nu desenul ține 7 acelea, ci 7 este reprezentantul a 7 obiecte. 7 creioane, 7 băieței, 7 fetițe, 7, mă rog, orice vreți, căței, cățeluși, purceluși și așa mai departe. Indiferent la ce, deci asta e prima problemă. Insist foarte tare pe materializare. Bun. Și acum, deci, atenție, facem acest experiment acasă. Voi, părinți, am așa o mare bucurie la gândul că m-am oprit asupra acestui proiect, pentru că acum părinții stau, cum să spun, cu sufletul la gură mare și cei care au pentru prima dată copii la clasa 0, tinerii părinți, ar vrea să le spună tot, nu știu cum și în ce măsură se poate coborî până acolo. Pentru că ei spun, dar nu știi asta? 3 așa? 2 așa? Nu știi? Păi nu știe. Trebuie noi să avem răbdare să facem asta. Și cum să o faci? Asta e cel mai important. Chiar cei care au studii pentru treaba asta, mă rog, discutam cu fiica mea, cu americanii aseară și spuneam, mă, vedeți, multe probleme care le aveți, lucrând la multinaționale, acolo unde sunt atâtea, e atâta treabă și ei n-au nicio treabă că tu ai copii, să ne înțelegem bine, n-au chestia asta, acolo trebuie să randament maxim. Ei, o faci din fugă și nu ai priceperea necesară și de aceea nu ajungi cu mesajul sănătos la copil. De aceea insist, ca formă deocamdată, deci repede să avem să reușim să punem în mintea lor că cifra respectivă 8 este reprezentantă a 8 obiecte. Da? 8 obiecte. Adică ce faci, ce trebuie să faci acasă? Pe o foaie de hârtie, am mai spus-o, desenăm pe 8, da? Este primul lucru care îl facem, da? 8-ul. Avem grijă aici să fie reușit desenul, adică cât mai corect executată cifra asta. Și aici punem, v-am spus, 8 liniuți, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punem 8 triunghiuri, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triunghiuri. Cerculețe, cu ocazia asta învățăm și cu volumul, cu bagajul ăsta de informații despre cerculeți, triunghi, da? Deci toate cele 2, 4, 6, 7, 8, așa. Ce-am mai făcut noi? Pătrate, da? Toate acestea, deci trebuie să înțelegem foarte bine că e vorba de reprezentantul a 8 obiecte. Simbolul ăsta, desenul ăsta. Da? Desenul ăsta, asta înseamnă 8 obiecte. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ce l-a pătrat? Exictăm, insistăm pe chestia asta. Deci foarte multe informații le transmitem doar făcând pe o foaie. Pe o foaie toate chestia astea. Frunzulițe și acum și cu desenul.
să spunem, păpușele, ce au ei ca imaginație, ce le trebuie lor, dar să ajungă la cifra 8. Da? Să vedem aceste lucruri desenate. Asta e cifra 8, cifra 7, cifra 6 și așa mai departe. Iată-mă pe mine acum, după ce am insistat pe treaba asta, să vă propun un lucru pe care l-am și vorbit altă dată, de o reprezentare mai interesantă. Deci, haideți să repetăm. Am zis că vom face filmulețele mai mici, cu probleme. Deci, acum, problema la lecția 7, fiind asta, corespondentul fiecărei cifre. Da? Deci asta. Asta trebuie să aveți voi la lecția 7, corespondentul fiecărei cifre. Corespondentul fiecărei cifre prin mulțimea obiectelor, da? Prin mulțimea obiectelor reprezentată. A. Ceea ce înseamnă aceste obiecte care trebuie pentru fiecare cifră în parte. 1. Un singur cerculeț, o singură. 2. Două cerculețe, triunghiuri și așa mai departe. Deci, prima parte asta, în lecția a șaptea, asta e încărcătoare. Sigur, copiii nu știu să citească, dar pentru voi, părinți, bunici, frați mai mari, învățători, aici insistăm și o săptămână, dacă e nevoie, până când executăm cifrele perfect, da? Execuția lor perfectă, cu recunoașterea încărcăturii fiecărui obiect în parte. Asta este lecția pe care vreau să o înțelegeți foarte, foarte bine. Acum, după ce am făcut pasul ăsta, încă un lucru mai fac. Tot în lecția asta, să comparăm două cifre. Deci comparăm pe 5 cu 4. Și întrebăm 5 față de 4. Care crezi tu că e mai mare sau care e mai mic? Cum? De ce se întâmplă așa? El desenează, îi cerem să deseneze cele 5 obiecte în jurul lui 5, în dreptul lui 5 și lui 4 în dreptul. Deci între 4 și 5, e clar că 5 înseamnă cu un obiect în plus. Deci este mai mare. Reprezintă un număr mai mare de obiecte. Ei, și așa putem încheia lecția asta, să spunem, după ce le-am încărcat cu reprezentant. Lecția a 8-a, am zis că m-am întins o leac cu vorba, am spus lui Aura că nu voi face mai mult de 10-15 minute, mai am încă 3 minute la dispoziție, vreau să le fac de 15 minute, am și băgat cățeie și purcei acolo la început. Deci, tot aici, mă frământă să stabilesc foarte bine corespondent. De aceea, am ideea asta acum, pe care nici nu știți cât de importantă este. Foarte, foarte importantă. Deci este extrem de importantă. De ce? Că urmăresc reprezentarea numerelor pe axă, dragilor, de mai târziu. Da? Dar acum folosește-i teribil de mult, pentru că începând de la tragerea unei linii, folosind o linie, e luat să trag o linie, să meargă creionul pe lângă linia aceea. Este performanță. Este lucru important. Ei, și că în clipa asta punem pentru 0 un punct oarecare, undeva. Asta este 0. Da? Tot din nevoia de a reprezenta, așa cum vă spuneam, pentru 3, arăt 3 degete. Pentru 7, 5, deci 7-le, 5, el știe că e 5, și încă 2. Da? Deci mulțimea obiectelor, degetelor este asta, mulțim 7. Insistați pe cum să spun, nu vedeți dacă există tendința după ce cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul vostru, părinți, învățători, arăta pe 7 așa, el începe 1, 2, 3, 4, întreb câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu! 5 este cifra cea mai importantă în jurul căreia vom gravita. Da? O să vedem imediat. În această direcție, am zis că luăm pe 0,
ca un punct undeva reprezentat pe dreapta, nu are importanță. Dreapta e nesfârșită și într-o parte și în cealaltă. O duc că-i toată foaia, că-i toată tabla. Dacă pun două foi, o tot pe două foi, pe șapte, pe nouă, asta îi spunem, că nu se termină nici într-o... Asta e o dreaptă. Nu se termină nici în capătul ăla, nici în celălalt. Bun. Și ne luăm unitate de măsură, de regulă, unitatea de măsură care, pe care o folosim este pătrățelul acela, da? Cu lungimea. Și acum începem. Pentru 1, punem segmentul ăsta și îl punem aici. 1. Și aici o să punem 1. Pentru cifra 2, indicăm două astfel de segmente, puse unul la altul. Și aici este 2 copii. Cifra 2 îmi indică că sunt la distanță de două segmente față de 0. 3-ul aici, apoi 4, 5, el are pătrățel, deși să fie egale aceste camări, da? 5-ul. Și fiindcă 5-ul este o cifră foarte, foarte importantă, o să discutăm despre ea, o să o desenez cu altă culoare. Ia să vedem dacă am, să nu vă păcălesc. Am ceva, să vedem dacă reușim. Deci 5-ul aici o pun, dragi. 5-ul. Da? Apoi 6, 7, 8 și 9. Că vorbim de cifre. Povestea cifrelor. Numai cu cifrele. Acestea sunt cele 10 simboluri cu 0 pornind. Iar poziționarea lor pe dreapte, am luat sensul ăsta. Ce îi face cu ăsta altul? Rămâne întrebare pe care păstrați-o și când voi veți insista foarte tare și veți spune, vrem să aflăm ce se întâmplă în partea cealaltă. Ce punem acolo? Eh? Mai târziu. Să rămânem aici. Deci 5-ul rămâne o poziție foarte importantă pentru că avem în stânga 1, 2, 3, 4, 5, vedeți? 1, 2, 3, 4 în partea asta. De ce rămâne cifra asta importantă? Că, iată, 5-ul reprezintă cele 5 degete, da? Cele 5 degete. Și atunci, foarte ușor, dacă am dat un segment înapoi, 4, dacă dau două segmente, 3, dacă dau 3, 2, dacă dau 4 înapoi, dau peste 1. Vedeți cât de simplu. Lucrând așa, pe asta, el participă și vizual. Asta e spectaculos. Da? Degeaba îi spune abstract, 5 minus 2 cât fac? 5 minus 2 cât fac? 3, mă, nu ți-e clar că 3. Fiindcă 3 și cu 2 fac 5. Ei, cum nu ți-e clar? Păi nu e clar deloc. Se uită la tine, parcă le... nu știu ce-i faci. Nu. Deci, în etapa învățării, și eu asta fac acum, ca, e o revoluție în tehnologia didactică. Datorită faptul că este un flux imens de informații pe unitatea de timp, trebuie și vizual să participe copilul. Numai partea abstractă. Deci, atenție, încărcăm bine ce înseamnă cifra, că prin reprezentarea asta am încărcat foarte clar. Că, iată, 3 înseamnă că e 3 segmente are în spate. Că 7 are 7 segmente în spate. Are o 5 și 2. O spuneam 5 și încă 2. Da? Deci, iată, 7. Deci, reprezentarea, și asta e pentru mai târziu, reprezentarea numerelor pe axă. Dar acum exercițiul ăsta este foarte folositor pentru că, am spus, o linie trasă, luat un segment, de regulă segmentul acela micuț, care e pătrățelul de la creierul de matematică, și făcută toată povestea asta, pentru început este un moment deosebit important. Și, dragilor, pentru că am promis că nu mă duc mai mult de 10 minute, o să continuăm în lecția următoare chestia asta. Hai să zic că m-am dus mai mult.